Ziua recoltei a adus în piața prefecturii sute de gorjeni. La fel ca în anii trecuți, aceștia au dat din coate pentru a ajunge cât mai repede la cănuțele cu must. A fost nevoie doar de câteva zeci de minute ca cele peste 1000 de căni să dispară de pe mese. Și pentru că mustul a fost pe placul gorjenilor, aceștia au ținut să ia câteva provizii și pentru acasă. Super! Frate, al soții, trebuie să duc și soții. Un bărbat trebuie să respecte soția. Foarte frumoase, lucrate, artizanat. Foarte. E vinul, e foarte bun, e dulce și da. Bun, foarte bun. Și cănuța e frumoasă și toate sunt. Mi-ați că e bine pentru... E foarte bun și cana e frumoasă și eu să-i vin de altul, e bun. Foarte bun. Dulce, foarte dulce. Am fost și anul trecut? Am fost și anul trecut, dar anul trecut s-a făcut în partea cealaltă. Temperaturile scăzute nu i-au ținut departe nici pe muzicanți, așadar cei prezenți s-au putut bucura și de un spectacol artistic susținut de ansamblul Doina Gorjului.